Elena Udrea a început cursurile de masterat la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca. Celebra blondă le-a dezvăluit jurnaliștilor că a avut emoții exact ca în urmă cu 20 de ani când a fost studentă. Elena Udrea a început vineri cursurile de masterat de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca. Primul curs la care celebra blondă a participat a fost Psihologia Religiei. Am avut un prim curs de psihologia religiei. Interesant, mai mult pentru cei care n-au făcut nici psihologie, nici religie, cum sunt eu. Înainte de a merge la cursuri, Elena Udrea le-a spus jurnaliștilor că este fericită de alegerea făcută, aceea de a veni să studieze la Cluj. Mă bucur că am ales să vin la Cluj, aici la Facultatea de Teologie. Am întâlnit oamenii de la facultate, decanul facultății, sunt oameni extraordinari. Elena Udrea nu va sta cu chirie la Cluj-Napoca. Fostul deputat le-a mărturisit reporterilor că va veni la cursuri ori de câte ori va fi nevoie, dar nu va petrece la Cluj-Napoca mai mult de o noapte, urmând să se cazeze la prieteni sau la hotel. Săptămânal sau, dacă nu, în fiecare săptămână, atunci când este obligatoriu, sigur. În rest, probabil că unele cursuri le vom obține pe mail. Emoționată ca o școlăriță, Udrea a spus că se simte ca o studentă oarecare care vine la școală să învețe și a mărturisit că e la fel de emoționată ca în urmă cu 20 de ani când era studentă. Mă bucur, încă o dată spun, foarte mult de această alegere. Recunosc că am avut ceva emoții și că mă simt ca în anii de facultate. Am intrat în sala de curs, unde erau colegii din grupa de master, și am avut exact emoția de acum 20 de ani, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Mă simt ca o studentă, ca un student oarecare care vine la școală.